După ce am testat căștile Blaster Jam de la Creative, în care în urma recenziei a avut un rezultat bun atât la capitolul sunet, dar și la capitolul ergonomie și design, i-a rugat pe cei de la Creative să-mi trimită cele mai bune căști overhead ale lor, care să fie sub prețul de 300 de lei, pentru a le testa aici pe Android Info și a vedea ce impresie îmi vor lăsa la aceleași capitole spuse de mai devreme. Iar dacă rezultatul acestora este unul pozitiv, am să vă las la sfârșitul acestui video concluzia dacă merită sau nu achiziționate. Așa că aceștia mi-au trimis imediat cele mai bune căști ale lor sub 300 de lei, respectiv modelul Creative Aurvana Live. Și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul. Înainte de a începe review-ul acestor căști de la Creative, haideți să vedem cu ce mai vin la pachet. În primul rând avem căștile, care de la prima vedere par unele premium și bine realizate. Însă vom vedea în minutele ce urmează și cum se aud, pentru că ăsta este principalul motiv în a le cumpăra. Apoi, mai departe regăsim un săculeț catifela de transport, un adaptor aurit de la 3,5 la 6,3 mm pentru a putea fi folosite la o stație de amplificare, lucru de apreciat, un cablu pentru prelungirea firului de la căști și un manual de instrucțiuni. Acum că am terminat de prezentat accesoriile cu care mai vin aceste căști, haideți să revenim la vedeta acestui episod și anume căștile noastre Creative Aurvana Live. Ce îmi place la aceste căști este că au acest exterior lucios și această margine argintie care îți dă impresia de o pereche de căști luxoase și premium. Însă, din păcate, pe cât de mult ne plac, pe atât de mult vom avea de șters la ele, din cauza că se vor aduna o mulțime de amprente pe ele. Mai îmi place că cupele au o dimensiune potrivită, respectiv un diametru de 40 de mm, nefiind prea mari după cum vedeți că sunt acestea pe care le am eu, făcând ca greutatea acestora să fie ceva mai redusă, cât se și rotezi la un unghi îndeajuns de mare încât să te simți comod atunci când le pui pe cap și să asculți muzică multe ore sau editat un video unde ai nevoie de un sunet perfect, pentru că pentru asta și sunt, nu pentru gaming. Ce mi-ar fi plăcut să se mai îmbunătățească la aceste căști pentru început, pentru că am să revin cu alte sugestii până la sfârșitul videoului, este acest burete. Este prea îngust și subțire încât, după câteva ore bune de ascultat muzică, pentru că asta veți face și voi, veți simți un mic disconfort la cap. Nu foarte rău, dar ar fi fost plăcut o mică îmbunătățire. Flexibilitatea acestor căști este una destul de bună, ajungând chiar la 180 de grade. Revenim la cupele acestor căști, care, să vă zic sincer, sunt foarte confortabile. Buretele este unul foarte pufos, etanșându-se pe urechi foarte bine, însă nu va împiedica ca sunetul exterior să nu-l auziți. În schimb, cei din jur nu vor fi deranjați la rândul lor de sunetul pe care îl vor oferi aceste căști la urechi. Deci, un minus și un plus la acest capitol. Că tot vorbim despre sunet, aceste căști produc un sunet de până la 103 decibeli, iar rezultatul acestuia este unul foarte bun, încât sunt chiar mulțumit de ele. Sunetul este unul stereo, puternic și clar fără distorsiuni și nu deranjează atunci când asculți cu volumul la maxim. Pe lângă asta are o impedanță de 32 de ohm, numai bună pentru amplificatoare, cu o frecvență de la 10 până la 30.000 de Hz și nu dispune de microfon pentru că, după cum am spus, nu sunt căști de gaming sau apelare. Per total sunt extrem de mulțumit de aceste căști, sunetul este mult mai bun decât mă așteptam pentru prețul pe care l-au, confortul este unul foarte bun cu mici, dar foarte mici excepții la buretele de pe braț. În rest, le recomand cu încredere. Am să vă las un link către magazin pentru a vedea și restul informațiilor pe care mai aveți nevoie. Nu uitați să dați un like și un share la acest video. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!